Trec prin toate, jur că nu-mi pasă ce zici, boss. Cu regele junglei eu zic să vorbești frumos. Ce faci? În cușcă. În cușcă te bați, în cușcă. Ai închis cușca și de acolo iese cine poate. Glumesc, mister, nu. Fii atent ce m-a întrebat. Zi, zi. Auzi, Cătălin, vrei ceva de băut? Și zic, da, normal că vreau. Da. Păi ce să, apă, suc? Dar zic, termină, dragă, tot, ceva de băut? Sunt moldovean, fratele meu, adică dăm ceva de băut. Doamne și domnilor, pregătiți-vă pentru o seară cum n-a mai fost altă. Păi trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Bine, hai, Cătălin! Tot ceea ce e fața ta îmi inspiră povestea, îmi inspiră deja idei. Am o față jucăușă. Da, ți-a dat un nivel în plus de adrenalină faptul că atunci, la, în 2006 la Constanța, era și Mike Tyson pe lângă ring. Eram fanul lui. Eu sunt născut în aceeași zi cu Mike Tyson. Ai, pe bune! Da, mă jur! Mă jur că sunt născut în aceeași zi cu Mike Tyson. Pe 10 iunie! Și mi-a pus și porec la moartea din Carpați. Și zic, bă, Răduc, bă, dar cum să spui moartea din Carpați, mă? Că uite, am un profesor la școală care mă întreabă la drept procesual civil, domnul moartea din Carpați, vreau să spuneți și dumneavoastră, articolul 212 cod procedură penală, îl știți sau nu știți? Tu îți dai seama? Cum i-ai dat în stern lui Pietreanu? Cum stătea și mă așa, cu el. Așa a deschis brațele? I-am dat la mișto, așa? Acolo sus, ca să ridic brațele. Și m-am dus. Ce faci, mă, la nenorocit și pe ăsta? Moartea din Carpați și foamea din Cărbunești. Ai fost vreodată în Cărbunești acolo? Fiind un prieten, mi-a fost jenă să-l duc. Nu, e un orășel foarte mișto și datorită ție, Horia, după podcastul nostru de atunci, m-a făcut cetățean de onoare al Cărbuneștiului. Mamă. Între înger și drag, nu mai știu ce să fac, să ucid sau să iert, să înjur sau să tac. Dar tu când stăteai în culise, nu făceai... Deci, nu. Era mai obosit ca eu. Dar știi cum îl stimulam? Mai dai una pentru taicuțul tău, mai dai una pentru maicuța, pentru frățiorul tău, Claudiu, mai dai una. Și da. Dacă aveai familie mai mare, luai sala la râși, eu murai. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Atunci când Radu avea 13 ani, ce e securist? Eu am spus că dosare, are ochi albaștri, are tot, ceva, dosare. E... Da. Atunci când Radu avea 13 ani, trebuia să spune inima.